Sătmăreanca Oana Iulia Ferchiul a ales ca antrenor pe artistul Tudor Chirilă în concursul Vocea României, care a debutat ieri seară pe un post de televiziune național. Presa națională scrie că vocea ei pare desprinsă dintr-un film de Oscar. Iulia Ferchiu are 21 de ani și a absolvit liceul de artă Aurel Pop din Satu Mare, unde a studiat pianul cu Ana Maria Manfredi. După un an și jumătate petrecuți la drept, și-a dat seama că drumul ei este totuși muzica și a intrat în această vară la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. A evoluat ca pianistă și vocalistă în câteva formații, iar acum este decisă să lupte pentru a ajunge vocea României.